Bună, dragii mei! Astăzi am să fac o etalare nouă cu cărțile obișnuite pentru luna mai, pentru Zodiarac. Va fi o etalare generală și voi face și crucea destinului și o etalare pentru dorințe și pentru a vedea ce se întâmplă în casă, în servici, în dragoste, surprize. Așadar, să vedem ce se întâmplă în luna mai. Pentru cei care sunteți născuți în Zodiarac sau care aveți ascendent în Zodiarac. Și am să fac etalare generală așadar, să vedem întâi ce se întâmplă în luna mai, cum va fi luna mai pentru Zodiarac, ce vești, ce noutăți, ce surprize pot apărea. Vorbe. Sau poate apare chiar un copil. Pentru unii dintre voi poate apare o naștere sau o sarcină. Bucurii întemeiate văd că aveți aici cu un cuplu, femeie din zodie de pământ, de foc, cu bărbat din zodie de pământ sau de aer. Sau poate să fie vorba de o femeie care a trecut prin două căsătorii. Totuși, o să aflați și de o cumpănă aici. Bucurile în cumpănă pot fi chiar în casă, între un voi ca bărbat din zodie de apă cu o femeie dintr-o zodie de aer. Sau voi, în inima voastră, ca femei, puteți avea o cumpănă cu o altă femeie, sau un doliu poate să fie, o singurătate, o despărțire poate chiar aflați, o schimbare aici, are legătură cu un drum lung, cu cineva de la drum lung. Văd totuși că apar niște situații. Voi, ca femei, ca și bărbați, vă văd că ieșiți afară din cărți, parcă nu vă mai interesează nimic, parcă nu vă mai pasă de nimic, cu toate că aveți bucurii. Dar sunt cam în cumpănă, să știți, vă că le gândiți cam în cumpănă. Din cauza unei femei aici, o văd, o femeie care trece printr-o cumpănă, parcă vrăji, sunt și vrăji, farmece aici. Da, deci pare această femeie care ține, chiar în capul ei ține aceste vrăji, farmece, care pot fi și pentru o femeie brunetă, dar parcă pică pe altcineva. Sau are o cumpănă pe act, o cumpănă poate să fie legată și de o moștenire, de o casă, de niște acte, dar și de o relație, parcă ar fi mai degrabă de o relație. Apare aici în lume multă, totuși vor fi niște hotărâri, niște discuții în lume multă, dar cam cu bucurii în cumpănă. Zodiile de apă, așadar, vă văd totuși că treceți printr-o greutate, treceți printr-un doliu, treceți printr-o despărțire ceva, nu știu, sunt niște vrăji, niște farmece, poate aveți nevoie de mai multă credință. Pentru că pe voi, ca femei din zodie de apă, vă văd totuși cu bucurii, cu vești, cu dar, chiar puteți primi niște cadouri, da? Niște daruri. Un safir de la drum lung, dar poate veni și o greutate din cauza unei. Aici pare un cuplu care au totuși niște probleme. Orică voi trebuie să vină, faceți discuții cu aceste persoane, să vină la voi, o femeie dintr-o zodie de aer cu un bărbat dintr-o zodie de apă, dar pot întârzia aceste drumul lung să fie cu probleme, ori să nu auziți această familie, că trec prin niște greutăți, au niște probleme. Haideți să vedem ce se mai întâmplă. Voi cu o femeie dintr-o zodie de aer aici, sau o femeie văduvă, discuții, puteți avea niște discuții. Sau sunteți cu copii, aveți o fată, băiat, sau sunteți între mai multe persoane. Văd în casă, vă vine un dar. Cineva gândește să vă vină cu un dar, un tânăr brunețel, cu casă sau cumpără ceva de valoare. Apar discuții, vorbe bune, musafiri în casă, noi cunoștințe care vă veți face, noi cunoștințe. Primiți invitație, poate să vă întâlniți cu mai multe persoane, să vă întâlniți cu cineva, primiți niște acte. O să aflați de o femeie brunetă care trece printr-o cumpănă. Zodie de foc o văd aici, poate apărea o cumpănă mare, poate să fie un deces. Totuși, până la urmă, se taie acest necaz. După ce trece această cumpănă, se taie necazul, vine cu reușită prin oameni de lege, poate chiar cu căsătorie. Da, până la urmă, cu dar, cu vești, pare că se taie necazul, dar această femeie parcă pică prima dată cu un necaz. Haideți să vedem și ce va fi în casă, în dragoste, în servici, în drumurile voastre, pentru ce vă bucurați, ce reușite aveți în casă, în dragoste, în servici.
Ia să vedem. O femeie brunetă cu un bărbat dintr-o zodie de pământ. Un cuplu. Contează pentru voi în luna mai. În dragoste. Veți avea reușită totuși. Lume multă, dar în dragoste această, lume multă în casă, poate vă vin musafiri de la drum, reușită, mai multe persoane, mai multe discuții cu mai multe persoane, dar cu reușită și cu dar. În casă, în dragoste. În dragoste aici cineva dintr-o zodie de aer, în toată masla, în drumurile de zi cu temei. Orică aveți un eveniment, ori veți cunoaște pe cineva și care se îndrăgostește de voi și vă cere și din căsătorie, orică vă căsătoriți, vă duceți la căsătoria cuiva, vă căsătoriți cu cineva. Poate să fie și o astfel de situație. Cu toate că n-a picat în casă, a picat în dragoste. Deci, sau aveți persoane cu funcție, persoane cu haină de stat sau persoane cu ochii verzi albaștri care vă iubesc și care se și căsătoresc, poate. În drumurile voastre ca femei, văd că aveți niște ambiții, niște vești, niște scrisori, vă vin vești, ori de un chef, de o petrecere pentru Paști, să faceți undeva un drum, poate Paștele în altă parte, sau aveți voi o ambiție să rezolvați care o țineți pentru voi, nu spuneți unde vă duceți și ce faceți. Vreți să rezolvați ceva, vreți să vă îndepliniți o dorință și o puteți îndeplini. Pe serviciu aici pot apărea greutăți, necazuri, probleme de sănătate sau legate de drumuri, pot apărea niște probleme, niște blocaje. Surpriza voastră în casă, musafiri. Cineva din zodie de foc văd aici, un bărbat cu un copil sau poate să fie o maslă, în toată masla. Cineva din zodie de foc cu vorbe bune vă gândește acasă, vine în casă, vă dă un dar, vă bucură cu ceva. Vorbele acestor persoane care vă vin în casă. Și haideți să vedem și pe crucea destinului ce va fi în luna mai. Așadar, pentru zodia Rac sau cu ascendent în zodia Rac, să vedem ce se întâmplă în luna mai. Vorbe în dragoste, deci o bucurie în dragoste, o declarație de dragoste o veți primi în luna mai. Cineva se îndrăgostește de voi, dar totuși o cumpănă este, atenție totuși cu o cumpănă, pe sănătate sau o pagubă, cineva să nu vă ia ceva, să nu se vă strice ceva. Să vedem ce e cu această pagubă. Țineți pe... E pentru niște femei aici. Poate să fie pentru o femeie dintr-o zodie de aer sau o femeie dintr-o zodie de foc aici, pare cumpăna. Poate să fie și probleme de sănătate. Să aflați de o femeie care are probleme de sănătate. Sau să aflați de vreo văduvie. Să aflați de o femeie care rămâne văduvă, care rămâne singură. Sau care are o pagubă, dar are o boală, are ceva. Sau... Vă despărțiți de o femeie și rămâneți cu o altă femeie dacă sunteți bărbat. Totuși, atenție pe o ceartă. Într-adevăr că voi, ca femei, din zodie de apă, țineți lacrimi. Vă veți supăra într-un drum de zi. Vă veți supăra, poate, și pentru un copil sau pentru cineva cu haină de stat. Călcați în picioare un cuplu, o familie, un bărbat cu o haină de stat sau cu ochii verzi albaștri cu o femeie blondă în casă. Pe brațele voastre țineți oameni de lege, țineți niște vești, niște musafiri, dați la spate niște discuții, niște daruri. Nu știți poate de o reușită de dar, de o moștenire. Și surpriza voastră, cineva brunețel, vești, o schimbare, reușita cuiva din zodie de foc. Ce gândește cineva dintr-o zodie de foc? Poate să fie femeie, poate să fie bărbat. Această reușită pe care o țineți e ca surpriză. Și haideți să vedem și... Ups, vreau să dau telefonul jos de pe stativ. Și haideți să vedem și la dorință, dacă vi se îndeplinește dorința. Deci așa, dar atenție pe luna mai, că e cam cu... Cam ceva se întâmplă luna mai, o cumpănă. Pentru zodia Rac, o greutate, ceva, o veste care vine, poate aflați ceva care... Sau o problemă de sănătate. Haideți să vedem dorința. O femeie din zodie de pământ cu o femeie din zodie de foc. Sau de o ceartă depinde această dorință, de o bârfă, de o discuție. Da, niște lacrimi. Niște lacrimi aici, niște o pagubă ceva, exact, ia uite, pagubă de dar. Atenție totuși pe o pagubă de dar, că vă puteți supăra. Lume care împiedică această dorință, depinde de mai multe persoane, o de o femeie aici în mod special.
Aici este vorba de niște hotărâri, poate lume multă, și de niște certuri, discuții, poate bârfe, intrigi, eu văd aici femei, dar și rămâne totuși această femeie din zodie de pământ. E vorba despre această zodie de pământ, cine e această femeie care are totuși un act aici, o veste care ține ea întemeiată dragoste de casă. E vorba despre această femeie din zodie de pământ. Cine e această femeie, să vedem. Și dorința voastră, într-adevăr, uite, eu cu un scandal aici, poate și un oameni de lege, poate să fie, sau vorba de bârfe, discuții, atenție totuși aici, că pot apărea niște, pentru niște acte, pentru niște vești, telefoane, afaceri, da, aici poate că se întâmplă ceva în trei puncte, 3 zile, 3 săptămâni, mai durează, deci durează. E această femeie, cine e? Care pică cu scandal, cu greutăți, pot apărea niște scandaluri. Un oameni chiar cu funcție sau probleme de sănătate, doctor, scandaluri cu cineva cu ochii verzi albaștri, poate să fie și acest scandal, depinde de la caz la caz. Cam asta e ce văd eu și la zodia Rac, așadar pentru luna mai. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-au răspuns la întrebări sau că vă veți regăsi în luna mai, că veți avea o lună reușită, cu dorințe îndeplinite, cu noutăți pozitive și sărbători fericite alături de cei dragi. Eu vă doresc multă, multă sănătate și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!